Un proiect foarte important național, proiectul național trei capitale. În orice stat mai mult dezvoltat, mai puțin dezvoltat, este capitala țării, cum e la noi Chișinău. Și este capitala de nord, capitala de sud. Așa e istoric. I-au numit oamenii, nu sunt capitale de iure, da? Sunt capitale de facto. Și la noi, când azi vin investitori, ei nu mă merg de la aeroport, alegeți orice centru raional în orice direcție, și lor de-am le trece în jumătate pofta să vii cu o investiție, deoarece cum arată infrastructura la noi Chișinău, în general, e capoiată. Eu la Bălți, știți, am semnat vreo 20 de autorizații de construcție la blocuri mari în 6 ani de zile. La Chișinău cumpăr 10 ari de pământ, oamenii împrejur, sector privat îmblă în chiloți, când te uiți casă de elit cu 20 de etaje, cu 15. La Botanică acum se construiește vis-a-vis de grădina Botanică un complex de clădiri, apoi eu pot spun cu doar condoleanțe pentru locuitorii sectorului Botanică, că când programez așa ceva, trebuie să programez nu doar o grădiniță și patru copaci, dar cine a proiectat canalizarea, absolut совсем другая нагрузка. Și ne-a proiectat apeductul și multe altele. Deci este o операție. De asta proiectul național trei capitale. Chișinău, Bălți, Cahul. Să arătăm măcar trei vitrine. Una reprezintă nordul, alta sudul și capitala țării e indiscutabilă.